Am primit o cameră la etajul 12, cred că am avut noroc. Avem două paturi twin și zici că e camera lui Jasmine. Te duci așa un pic cu gândul la ea și combinația asta de culori. Și hai să vedem priveliște. Din câte vedeți, camera e destul de micuță, nu avem mult spațiu aici lateral. O oglindă, să ne vedem fețele obosite. Pam, pam, unde e, unde e? A, un pic se vede. Baia e cochetă și măricică. Un duș aici, da, chiar e mare. Mă așteptam să fie ceva mai mică. Parcă e la fel de mare ca și dormitorul. Și noi care avem 70.000 de bagaje, ca de obicei, niciodată nu reușim să călătorim light. Am fi vrut să rămânem să mâncăm la hotel, dar restaurantul de acolo îmi părea destul de basic și am zis lasă, mergem noi la restaurantul pe care îl știm și la care mergem de fiecare dată când ne oprim în Doha și facem pe jos cam 10 minute. Problema e că acum e ora 7 seara și sunt 34 de grade, dar se simte parcă sunt 40 și ceva de grade și e așa o atmosferă foarte sufocantă. Aerul e greu și parcă simt și umiditatea. Dar mergem să mâncăm bun bun. Pentru bun bun ieșim la plimbare. Inițial n-am fi vrut să ieșim la plimbare. Am zis lasă că mergem la restaurant, acolo la hotel, mâncăm acolo și după ne punem la somn. Da, am zis nu, hai totuși 10 minute e ok. Tura asta nu o să mai apucăm să vizităm. Punem somnul pe primul loc. Plus că această căldură te leșină, te moleșește. Mira spunea un pic mai devreme, mami, mă simt de parcă am intrat în lavă. După plimbarea asta, abia aștept să mă arunc în duș. Ne facem o băiță, citim și somn până la 3. La 3 trebuie să plecăm de la hotel, nu? Sau la 3 ne trezim? La 3 plecăm. Ok, dar facem 15 minute. Trebuia să ne schimbăm, să ne fi luat rochițele, că ne-am luat rochițele degeaba la noi. Am plecat prea repede și dacă am zis că rămânem la hotel. Mi-e foame, mi-e foame. Nu, data trecută nu am comandat o grămadă de chestii, că mi-aduc aminte că era dimineață și am zis că nu putem să mâncăm foarte mult și cred că am luat două aperitive și o omletă și am zis că împărțim. Dar acum mi se pare că am luat prea puțină mâncare, că mi-e foame. Și ne-am luat shawarma, nu am încercat shawarma de aici până acum. Ne-am luat un humus, că n-aveam cum să nu ne luăm humus. Și nu știu, parcă aș mai comanda ceva și țin minte că data trecută am primit o recomandare foarte bună și nu mi-aduc aminte cum se numește. Și sunt așa un pic pierdut în spațiu. Încerc să-mi dau seama după ingrediente. Dar era ceva cu humus și cred că era varianta caldă, nu știu să zic sigur. Oricum au și dulce, bun, bun, cunefe. Bine, cunafa, văd că scrie aici și se numește mafrucchet. Și mă tentează. Vedem la final. Taiga spune că sigur porțiile sunt mari și că să nu mai comandăm. Dar eu aș mai lua ceva, nu știu, un aperitiv. Ceva ca să mâncăm cu pita. Că avem hummus. Am luat hummus bil tahini, varianta foarte clasică. Și nu știu ce să mai iau, aș mai lua un blend aici, un amestec de ceva cu ceva. Tu ce zici, Taiga? Taiga tot zice că ne ajunge. Eu am chef să mănânc pita, că știu că e așa bună pita aici și e caldă și e fluffy și e... Oh, bună, bună! Mira citește, din câte vedeți, e ocupată și-a adus cartea. Citește, ia arată-le ce citește acolo. Harry Potter! În engleză, da, trecut l-a citit în engleză. Și mi se pare o carte destul de greuță. Te-a prins până acum? Îți place mult? Unde ai ajuns? Ce se întâmplă? La partea cu cartea care, nu la cu cartea, cu pălăria care când citea poezia cu care bla bla. A, și Asta îți spune în ce casă ești? vede. Nu. Bă, da, îți spune în ce casă ești. Vezi? You might belong in Gryffindor. Nu, dar nu spune în ce casă ești, spune în ce casă poți să fii. Foarte rapid am primit humusul și aici avem un fel de musaca, așa e musacaua la ei. E fără carne și avem un amestec de legume și pita pe care am tot lăudat-o. Poftă bună! Poftă bună prima parte.
Eu zic că sigur mai comandăm. Un mic update, această musaca e un fel de zacuscă la noi, dar cu bucăți mai mari de vinete. Simți vinetele foarte intens. Și asta e porția pentru mine și Mira și acum mi se pare destul de mică, pentru că în meniu scria că sunt două șaorme feliate și mă așteptam la ceva mai multă cantitate. Adevărul e că am observat și în Dubai că în această zonă șaormele sunt mult mai mici, nu sunt ca la noi. Și avem murături și un sos pentru șaormă. Și Taiga e pe aventură, a spus că o să încerce ceva nou și a luat fata. Arată bine, o să gust și eu un pic de la tine. Și am observat că aici pun rodie, folosesc foarte mult rodie. Poftă bună! Bună dimineața din Japonia, într-un final ne-am trezit și noi dis de dimineață, nu mai suntem pe program de România, pentru că adevărul e că am ajuns de câteva zile, dar au fost așa câteva zile de pauză și de somn, aveam nevoie de această pauză, pentru că eram epuizați atât fizic cât și psihic, toată nebunia cu mutarea ne-a dat un pic peste cap și nu mutarea în sine, ci ritmul foarte alert din ultimele luni, pentru că de când am ajuns din Grecia, am tot fost de colo-colo și acum când ne-am întors în Japonia, am simțit că bateriile noastre sunt pe zero și am avut câteva zile în care ne-am adaptat la noul fus orar, pentru că ne-am trezit prima dată la ora 5 după amiaza. 5 după amiaza înseamnă 11 dimineața în România, dar vă dați seama că ne-am pus la somn pe întuneric și ne-am trezit tot pe întuneric și eram așa ușor debusolați. Și apoi, ușor, ușor, am început să ne trezim din ce în ce mai devreme. Iar ieri ne-am trezit la 8, azi la 9, deja suntem bine. Oricum, trebuia să ne reglăm cât mai repede, pentru că Mira nu mai are mult și începe școala și o să ne întoarcem la trezitul la 7 dimineața, doar că dacă intram din start pe programul ăsta, vă dați seama că ne-ar fi fost foarte greu, că 7 dimineața aici înseamnă 1 noaptea în România. Suntem cu 6 ore în avans față de România, 6 ore în viitor, cum îmi place mie să zic tot timpul când ajung în Japonia, zic sunt în viitor, gata. Cu cine mai vorbesc, vezi că sunt cu 6 ore în viitor, vezi că sunt cu 7 ore în viitor, că acum când o să se dea ceasul în România, în Japonia nu se dă ceasul și atunci se schimbă puțin, cred că noi o să fim cu 7 ore în viitor sau ceva de genul. Și săptămâna asta, cu toate că am fost așa pe un mod de dormit, să zicem, am rezolvat și cu școala Mirei printre picături, pentru că era o prioritate și am avut doar câteva zile în care am putut rezolva tot ce aveam de rezolvat, că n-am putut să facem asta de la distanță. De la distanță doar am aflat că putem să o înscriem la școala aici, chiar dacă nu o să termine tot anul și o să meargă doar pentru câteva luni. Și tot procesul nu a fost complicat, dar a fost așa un pic cu du-te vino. S-a dus Taiga la primărie, pentru că primul pas e să mergi la primărie cu dosarul, să depui dosarul, apoi să primești aprobare și să vezi la ce școală ești repartizat. Toate bune și frumoase, s-a dus Taiga la primărie cu ditai dosarul, că au fost foarte multe hârtii de completat. Și la verificarea dosarului, persoana de acolo i-a zis, a, ok, da, știți că mai aveți nevoie de ceva, avem nevoie de o dovadă că cea mică este în Japonia acum. Și l-a întors din drum, i-a zis să se întoarcă cu pașaportul, pentru că aveau nevoie de
ultima ștampilă de intrare în Japonia și dacă nu ar fi apărut acea ștampilă pe pașaport, atunci Mira ar fi trebuit să meargă la primărie pentru depunerea dosarului ca să o vadă că este aici. N-am înțeles exact de ce, dar ok. A doua zi s-a întors taiga frumos la primărie. Noi am stat acasă, noi nu ne-am dus pentru că nu avea sens să mergem cu toții. Așa s-a dus el mai rapid și a rezolvat tot ce era de rezolvat. Toate bune și frumoase, dosarul era complet, pe loc a primit aprobarea și hârtia care trebuia depusă la școală și avem noroc că școala la care o să meargă Mira e foarte aproape de noi, facem 10 minute pe jos aproximativ și este o școală la care a mers și Taiga în copilăria lui pentru că el știți că a mers la școală în Franța, dar în fiecare an se întorcea în Japonia în vacanța de vară și prindea o lună de școală și aici, așa că în fiecare an mergea o lună la școală și în Japonia. Este o școală primară, doar cu clasele primare, doar că școala aici e un pic diferită, pentru că anul școlar începe în luna aprilie. Acum, pe 10 octombrie, s-a terminat primul semestru, motiv pentru care noi am urgentat să terminăm cu hârtiile cât mai repede, tocmai pentru ca Mira să meargă la școală începând cu prima zi din al doilea semestru, care e peste 2 zile. Și în ultima zi din primul semestru, am fost la școală, am depus hârtia și Mira a avut ocazia să vadă școala. În ultima zi din ultimul semestru, așa că o mică paranteză, se organizează o ceremonie de închidere a semestrului, iar apoi când începe al doilea semestru, ai o ceremonie de deschidere. De obicei, la aceste ceremonii, părinții nu participă. E ceva intern care se face între studenți și noi am întrebat dacă o să putem participa la ceremonia de deschidere. A zis, ni s-a spus că este în regulă, o să mergem cu Mira, mai ales că este prima ei zi și o să aibă și de zis ceva în fața tuturor copiilor, pentru că atunci când e un copil nou, la o ceremonie de genul, ești strigat și tu trebuie să te ridici în picioare și să te prezinți. Și când am fost la școală, Mira zicea că are emoții, dar școala e foarte faină și e foarte mare. Câți copii zicea taiga că sunt la școală? 500? Da, 500 de copii, doar școala primară. Școala primară aici e din clasa 1 până în clasa 6-a și apoi ai 3 ani de junior high school și 3 ani de liceu de high school și Mira o să fie clasa 3-a, cum era și în România, doar că deja intră pe program de Japonia, deja e un pic mai avansată că intră în semestrul al doilea. M-am uitat așa puțin și pe programă, mă interesa foarte mult la matematică să văd dacă sunt în avans față de programa din România, dar nu, în clasa 3 fac cam aceleași lucruri pe care le facem și noi în clasa 3 în România, doar că zilele astea am tras cu Mira să cam finalizăm tot ce ar fi fost de învățat în primul semestru în România. Așa că noi când ne mai trezeam la 4 dimineața, că am mai pățit și de-astea, la 6 dimineața ne vedeați că facem teme și am stat așa câte 2 ore de teme în fiecare zi. Au fost și zile în care am simțit că Mira era mai obosită și n-am pus-o la teme. Am zis că și astăzi o să mai facem un pic de teme, ușor, ușor avansăm, pentru că nu știu exact unde sunt cei din Japonia și de asta o să văd în momentul în care Mira primește orarul și în momentul în care încep clasele. Și partea bună e că au și o clasă specială pentru cei care nu vorbesc japoneză chiar atât de bine. Pentru că asta e și îngrijorarea Mirei numărul 1. Faptul că limba japoneză este limba pe care ea o vorbește cel mai puțin, da, înțelege tot, dar este destul de greu să se exprime. De scris și de citit, nici nu intrăm în detalii, pentru că acolo nu se descurcă, știe doar hiragana și este destul de greu. Și atunci își făcea o mie de filme, cum o să fie, ce o să fac eu, cum o să scriu la clase, dacă o să am de luat notițe, eu ce fac, ce notez, notez în engleză, notez ce înțeleg. Și când au mers la școală acum și taiga a vorbit cu... Nu era directorul? Da, cine? Era, cum se zice, cel mai mare învățător. În fine, și acest domn
Le-a zis că există o clasă specială de japoneză pentru cei care nu vorbesc chiar atât de bine limba japoneză, pentru că sunt mai mulți copii care sunt jumătate-jumătate, sunt foarte mulți străini, sunt și chinezi, coreeni, și atunci această clasă să recuperezi și să ajungi să poți să scrii și să citești, ceea ce e super pentru că pe Mira o să o ajute mult. Și în rest, programa e foarte asemănătoare cu programa din România. O să aflăm noi mai multe după ce începe Mira școala. Din câte am înțeles, vor avea științe ale naturii, matematică, limba japoneză. Noi, în loc de limba japoneză, avem limba română. Din anul 2020 s-a introdus și limba engleză obligatorie la școală, așa că va avea și clase de limba engleză, dar probabil vor fi niște clase destul de ușurele. Arte, adică muzică, desen și nu mai știu, o să mai vedem. Și o să ai și clasă de etică și clasă de ceva comunitate, nu știu cum se numește, dar aflăm mai multe. Și de la școală am primit și o listă cu tot ce avem de cumpărat. E o listă destul de lunguță. Astăzi am vrea să mergem să vedem ce găsim, pentru că, de exemplu, la sport e un echipament special pe care trebuie să-l luăm și trebuie să mergem la un anumit magazin. Pe lângă asta, mi s-a părut foarte ciudat că trebuie să cumpărăm un sertar. Adică, nu înțeles de ce ai nevoie de un sertar. Fiecare copil va avea o băncuță, dar băncuța vine fără sertar și tu trebuie să-ți aduci sertarul de acasă, sertarul tău, și la sfârșit, când se termină anul, pleci cu sertarul acasă. Și nu-mi dau seama cum arată acest sertar, dar o să aflăm astăzi. Mi s-a părut așa interesant. Despre drum, nu prea am ce să vă spun, pentru că ne-am oprit în Doha, dar a fost o oprire de mâncare și somn. Am ieșit din hotel ca să mâncăm, apoi ne-am întors la hotel și am dormit. Cam atât. Ne-am trezit, am prins următorul zbor și aia a fost. Am ajuns, ne-am odihnit, suntem fresh, ne-am încărcat bateriile și acum hai să vedem ce face Taiga, să ne punem în mișcare. Mergem să cumpărăm tot ce ne trebuie pentru Mira. Are nevoie de o șapcă specială, încălțări de sport, balerini, echipament de sport. Și cred că atât pe partea asta de haine și apoi ar trebui să schimbăm locația și să mergem să căutăm dulăpior, sertar. Când am ajuns în Japonia, în urmă cu câteva zile, zici că era încă vară, am prins 31 pic de grade și acum, dintr-o dată, a început să miroase a toamnă. Gata, trebuie să ne grăbim, ne ținem după domnul Ikeda, pentru că va închide în curând la acel magazin. E un magazin de cartier micuț și foarte old school. Abia aștept să vedem. Hai, Mira! Și am ajuns, e un magazin foarte micuț și înghesuit, așa nu știu dacă o să pot filma înăuntru, dar intrăm. Acesta e tricou, e un tricou simplu alb, e 1950 de yen și avem și pantaloni așa, pantalon blanc marin. Asta e tot ce avem de luat, dar am găsit doar echipamentul de sport și șapca. Trebuie să vedem unde mergem. Ne-a spus, da, ăștia au mai rămas balerini în principiu. Și mai avem de luat și ce scrie aici. Bine că pe majoritatea le cam avem, dar trebuie să luăm 5 creioane 2B și B. Pentru că la școală aici scrii doar cu creionul în școala primară. Gumă de șters, culori, d-astea avem și le-am adus din România. Suntem pregătiți din punctul ăsta de vedere. Și nu știu exact ce penar o să-și ia la ea. A adus din România două penare diferite, dar e superbă casa asta. The kids building was not on the other side. Ne-am întâlnit și cu mama lui Taiga și am venit practic la un supermarket, că aici ne-a trimis domnul de la acel magazin. Exceptând aceste lucruri care sunt obligatorii, în rest nu are uniformă, nu are nimic pe partea asta. Chiar sunt așa un pic îngrijorată pentru că nu știu cum o să o îmbrac. Și am găsit balerinii pentru interior. Care e mărimea ta, mami? Că nu mai știu. 19. Cred că ar trebui să ne uităm la sneaker și pe care îi porți, că nu mai știu în... A, uite, poți să încerci. Am zis noi bine de la început. 19.
Ce astea sunt etichete, trebuie să-i punem numele pe absolut toate obiectele. Șapca am găsit, asta ce e? Asta e ca un cordon. O curea cordonul, cred că are nevoie. Așa, asta e o pernă pe care o să o pună pe scaun, nu? Inițial, dar se transformă și în protecție pentru cap în caz de cutremur. Mira e în era ei cu baby blue. Cum vrei, așa, un baby blue mai gri sau un baby blue cu... Mie mi se pare baby blue gri. Și ăsta e mai baby blue. Și cu fundițe ăsta, nu? E mai drăguț. Și aici trebuie să ne trecem numele. Dar mi se pare foarte ingenios cum se transformă în protecție pentru cap. A, ok, așa arată sertarul. E de fapt ca o lădiță. Și avem și varianta asta compactă, care se deschide. Îmi place mai mult că ai compartimente, vezi, ai unde să spui caietele, ai loc pentru foarfecă, pentru asta gumă, pentru toate cele. Și acum, văzându-le aici, mi-am adus aminte că trebuie să luăm și lipiș lichid și o foarfecă. Dar să vedem că avem atât de multe opțiuni, atât pentru lipici, cât și pentru foarfecă. Miraj face tot setul albastru. V-am spus că e în era ei de baby blue. Și avem aici și prosoape pentru curățenie, pentru că la școlile din Japonia copiii participă activ la curățarea clasei. Să-mi iau o mică gustare, pentru că pe mine m-a luat foame, aș mânca non-stop de când am venit în Japonia. Și avem mochi, warabi mochi, care e snack-ul meu preferat, plus foarte multe dulciuri japoneze și dango. Și dango îmi place mult. Să văd. Ah, și aici avem tot dango. Da, arată bine. Dar vreau ceva care se mănâncă ușor. Sunt cea mai fericită, nu m-am putut hotărâ, așa că am luat două tipuri. Am luat dango, că aveam postă de dango, și am luat ceva nou. Cum este că se numește? Daifuku. Mochi cu red beans. O să vedem, nu cred că am mai încercat până acum, dar arăta prea bine. Am zis, trebuie să încerc. Și dango avem așa, două tipuri, cu sos de soia și tot așa cu pasta asta de red beans. Și poftă bună mie, mi-e foame. Și mânca non-stop și ador dulciurile japoneze pentru că sunt dulci, dar nu sunt foarte dulci. Că și Madi s-a mirat când a venit aici, că a zis, dar dulcele de aici nu e dulce. E foarte greu de explicat cum e dulcele japonez. E foarte subtil așa. Hai să îmi iau bilet de tren, că imediat intrăm la tren, dar eu vreau să mănânc. The future is bright. Și acum o să intrăm puțin la un magazin de electronice, pentru că mama lui Taiga vrea să schimbe telefonul și noi o să mergem la jucării și la produse de make-up. Avem timp, nu? Să ne uităm la jucării și la produse de make-up. Da? Yay! Nici n-am intrat bine și Mira mă întreabă, gata, am terminat? Îi zic, nu, stai ușor, că abia am intrat. Căutăm brandul Kiss Me, ia vezi, dacă îl găsești, asta e misiunea ta. De fiecare dată când mă întorc în Japonia apar branduri noi. De exemplu, posta, eu nu mi-aduc aminte să-l fi văzut. Și Mira a zis, mami, uite cum arăt cu unghii mari. Care e culoarea ta preferată? Pe? Da. Pe mine? Da, pe tine. Care îți place cel mai mult? Albastru, mi-aș lua o placă, dar nu știu ce placă vreau. Și măcar să văd dacă îmi face ceva cu ochiul, să-i fac poză și să caut mai multe informații. Asta cred că e faină. E de la Panasonic și are Nano Care. Și avem aici Best Free. Pe locul întâi este cea de la Panasonic. Al doilea loc, ia să vedem, asta e de la Kinujo, nu știu de Kinujo. Îmi place că e un pic mai lată. Pe locul 3 de la Yaman. Hai să iau așa, să țin minte. Și să-l pun pe Taiga să-mi traducă. Nu aveau nimic de la Kiss Me, îmi căutam o pudră, că am rămas fără pudră. Camera asta doar cu gacha-gacha e cu adevărat mare. O să vedem ce luăm și noi. Sunt mini figurine de colecționat, mini jucării. Și nu sunt doar pentru copii, ci și pentru adulți. Mie îmi plac figurinele cu mâncare și cele așa un pic mai ciudate. Stai că nu se termină aici. Mai avem și în stânga. Sunt și mai multe?
Watch, crazy. Și avem și figurine cu anime. Uite, astea îmi plac mie. Cu soba, cu ramen. Și așa cu snack-uri. Avem și cu pâinică. Așa cu 6 felii. Asta cu ce e? Poți să o scoți de acolo? Cred că da. A, și e fluffy. Vezi? Da. Și astea sunt alte snack-uri pe care le găsești la supermarket. Cred că noi suntem foarte amuzante, că dăm așa o tură de clădire. Suntem pe inventar. Căutăm. Curomician! Wow! Da, Curomician fantomă, da. Eu Sanrio, cred că ceva ediție de Halloween. Ce cute! Da, e cute. Vrei? Aș vrea. Din banii tăi sau din banii mei? Din banii tăi. Din banii mei? Ești amuzantă. Zi, vrei sau nu vrei? Încercăm? Da. Hai. Oricum, dacă... Dar eu nu am mărunt. Au aici aparatul ăla de schimba bani? Mă țin după tine, Mira. Și la următorul etaj avem Game Center. Și o să mergem să ne jucăm puțin, dacă tot schimb 1000 de ieni. A, nu cred. Bă, e aici? Nu merge să schimbăm aici. Trist. Hai să vedem la Game Center. Sau ți-ai din banii tăi? Da? Și plătesc eu la Game Center. Bine, așa facem. Ne-am înțeles. Ce vrei să spice înainte de toate? Eu vreau Kitty Chan, că e drăguțul fantomițul, așa, uite. Vreau asta. Și cu Romy e drăguță. Ai pus banii? Ce-a picat? E mov. E cu Romy? Țin. Dar cu Romy nu cred că se dezbracă, nu? Nu contează, măcar e cu Romy. Eu nu pot să bag unghia, că mi-o dau peste cap, știi? Și n-ar trebui să fie complicat, că știi ce zice papi? Dacă e prea greu de deschis, înseamnă că facem noi ceva greșit. Cam aia e. Teoria lui papi. Ce, e cu Romy? Nu pot să cred ce noroc ai. Că ți-o dorești pe cu Romy și cu Romy spic, așa ai pățit și el. Da. Nu stai să vă arăt ce am picat ieri. Că și ieri ne-am oprit și ne-am luat ceva de la Gacha Gacha și aveau așa pisicuțe cu toate personajele Sanrio. Cu Romy numărul 2, deci poți să-ți faci colecția cu Romy, nu se dă jos, nu-i așa? Hai la Game Center, că până ajungem noi la Game Center ne sună papi și ne spune gata, mergem! Și noi o să fim, nu! Păi pe sus! Acolo, uite, Taito! Crickets see the moon side by side and through no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life. Call us crazy but things are finally right. The future is bright. N-am avut noroc la Game Center tura asta, doar am cheltuit bani și până la urmă am zis că nu mai stăm, că n-are sens. Ne-am învârtit pe aici, am intrat, mi-am luat și o salteluță pentru Pilates și acum am venit să mâncăm yakiniku, care este un grătar în stil japonez. O să ne preparăm noi mâncarea, adică taiga, că el e șeful la grătar. Aici o să mâncăm astăzi. Avem grătarul la jumătate. Stai cât de drăguț, au pregătit chiar și un loc special pentru Mira. Am spus că suntem trei adulți și un copil. Și hai să vedem ce avem aici. O shibori pentru a ne curăța mâinile. Un clește. Și ca un shorts. Gata, am comandat. O să mâncăm vită Matsusaka, care este cea mai faimoasă vită din Japonia. Și m-am mai comandat taiga și altele, avem și wagyu, ce altceva ai mai zis? O farfurie de carupi, carupi fiind cea mai faimoasă parte a vitei în Japonia. Da. Când faci yakiniku e carupi, nu știu unde e carupi, burtă, ok. Și ce mai avem, salată? Un orez cu ceva condiment special, cum se numește condiment? Oba. Ah, deja au început să vină. Ah, și ciocăne la ușă. Cum
Arigato gozaimasu. Și gata, au pornit grătarul. Și asta este hota. Și așa arată Matsusaka beef. E o porție mică. Și beef sushi, care nu e chiar sushi, că nu e vită crudă. Prin lege nu mai au voie să servească vită crudă. Și acum hai să facem un mini haul cu tot ce am cumpărat pentru școala din Japonia. Da, eu sunt foarte bucuroasă să vedeți, n-am avut răbdare și deja m-am schimbat în echipamentul pentru sport. Ia să te vedem. Ai așa niște pantaloni scurți. Albastri și o bluză albă. Aici trebuie să facem cu... Să pui cu son. O să ai cu son. Și șapca, să nu vă veniți să credeți, e roșie, doar că... Tada, are două fețe. Da. Și chestia cred că e pentru echipe. Dacă sunt în echipa roșie, port șapca roșie. Dacă sunt în echipa albă, port șapca albă. Da. Ca să fie mai ușor pentru învățători. Chiar ai intuit bine. Și pentru voi, să știți cu cine sunteți în echipă. Și aia. Și acum, hai să vedem că avem aici o pungă plină. Ideea e că eu nu înțelegeam care-i treaba în Japonia, când am auzit că, ok, ai banca ta, dar banca vine fără sertar. Și tu trebuie să mergi să-ți cumperi sertar. Și nu înțelegeam cum arată sertarul ăsta și care-i treaba. Vii cu sertarul la începutul anului și la sfârșitul anului pleci cu sertarul de la școală. Mi s-a părut așa foarte ciudat, foarte diferit. Eu n-am mai auzit până acum așa ceva. Și astăzi am luat sertar. Da, am luat un sertar puțin mai diferit. Aveam două variante în magazin. Uitați, așa arată. Pare a fi o mini servietă. Vrei să o deschidem? Da. Și sertarul ăsta e mai repede o tăviță, fiind partea care se strică cel mai ușor de la bancă. Atunci fiecare vine cu... dar stai că nu știu cum... și aici unește așa, vezi? Da, și astea ce sunt? Sunt alte două separatoare, ca să spui tu cum vrei să-ți organizezi. Da. Și astea poți să le rupi, știi? Cred. Nu cred că poți să le rupi, dar o să nu intru. Te jur? Ba da, a intrat. Gata. Așa. Și aici, încă unul. Să pune. Așa. Dar când o să mergi în prima zi de școală, o să mergi cu sertar cu tot, nu? Că o să-ți iei banca în primire, te duci în clasa ta, chiar dacă e zi scurtă. Cred că tot atunci o să primim și cărțile. Cărțile vor fi date de la școală. Asta e sticker pentru nume. Da, pe toate alea trebuie să punem nume. Hai să închidem. Și asta e sertarul magic, deci așa nu înțelegeam eu și mă căcâiam și mă învârteam și îmi făceam tot felul de filme și uitați cât de simplu, chiar e mai repede o tăviță. Și fiecare copil vine cu tăvița lui. Dacă le scrie ok cu tăvița asta sau trebuie aia albastră care era normală? Trebuie cu asta, că altfel nu ar fi fost pe piață. E o tăviță universală. Și au făcut așa o variantă mai ușoară, ca să poți să o iei de la școală când pleci. Bum, îți pui tot ce ai acolo la școală, în tăvița asta, în servieta asta și ai plecat. Gata, pa, ne vedem la sfârșitul anului. Exact. Altceva care mi s-a părut și mie interesant este acest lucru care pui pe scaun ca să te simți mai comod. Dacă e taifun sau cu tremur, ți-l când pui... Când e cu tremur, da. Nu taifun. Când e cu tremur, ți-o pui peste cap. Pentru a fi protecție, da. Nu? Uite, aici avem o imagine. Este fix o pernă care se transformă într-o protecție pentru cap, în caz de cutremur. Da. Vrei să deschidem? Da, până la urmă suntem în țara cutremurelor. Și la fel poți să-ți alegi tu ce culoare vrei. E foarte faină făcută. Da. E dintr-un material rigid. Asta ce e? Poți să-mi pun peste cap. Ia, pune-ți-o peste cap să vedem. Așa. Ești ok? Ești safe? Încearcă. Hai să încerc. Sunt ok, doar că se simte ciudat. Se simte ciudat. Cred că e prea mare cu tremurul ăsta. Ăsta e prea mare. Și chiar și aici trebuie să trecem numele. Da, peste tot. Așa, asta se prinde așa de spătarul scaunului și în rest e o pernă normală. Punem elasticul de aici pe spătar.
așa, este perna pe care o să spai. Să o pun în prima zi și o las acolo sau o duc acasă în fiecare zi? Nu, o să o lași acolo pentru că o să rămână banca ta, nu ai niciodată? Să schimbi. Da, nu o să schimbi banca. Și dacă sunt în cel mai spate? Nu cred că o să te pun în spate, că o să se uite la tine profesorul, învățătorul și apoi o să decide. Hai să avem și balerini de interior. Sunt niște balerini simpli, albi. Creioane. Culo. Da, culori, creioane colorate. Hai să-l deschidem. Am avut nevoie de 12. Avem cretă colorată. N-am înțeles exact ce vor face cu creta, poate pentru tablă și fiecare copil are creta lui, nu știu exact, dar vedem după ce începe Mira școala. Mă chinui să deschid chestia asta. Da, eu termin aici cu holul. Lipici și aici am avut o condiție, să nu fie lipici solid, ci lichid. De ce? N-ai nevoie de lipici solid pentru lipici. Nu știu, așa au cerut. Lipici, lichid. Ce o gumă de șters albă. Asta e o ștampilă extra pe care și-a luat-o Mira. E o ștampilă cu o lăbuță de pisică. Avem așa creioane B și 2B. Pentru că la școală aici vor scrie doar cu creioane. Nu vor scrie deloc cu stiloul sau cu pixul. Cu pixul nici atât. Și astea sunt niște creioane interesante pentru că ai roșu și albastru și trebuie să le ascuți în ambele părți. Exact. Ce cool. Pentru corectare. Deci poți să fac așa, uite. Da, ai în ambele părți. Ce cool e. Da, și asta a fost așa o cerință obligatorie. Asta e pentru etichetare. O farfecă. O farfecă, care cred că trebuie să o deschidem acum. Da, pentru lucru manual, farfeca va rămâne la școală. Da. O pun în sertar. Sertar, da. Eu tot îi zic tăviță. Pentru mine nu mai e sertar, gata. A trecut la nivelul de tăviță. Nivel bun sau rău? A, și alarma în caz de urgență. E o alarmă pe care o ții pe ghiozdan. E un fel de sonerie în caz că te simți în pericol. Și uitați cum funcționează. Tragi de el și începe să bipăie. Am crezut că asta... pui în gură. Nu. Are și fluier, da. Pentru că poate fi folosită în mai multe moduri și asta pentru că de cele mai multe ori copiii din Japonia merg singuri la școală, se întorc singuri de la școală, iau trenul și atunci dacă li se pare ceva suspect să aibă ceva pentru a atrage atenția. Mai avem și scoci, pentru că și asta era pe listă tot așa. Da. Și acum mult noroc la școală în Japonia. Da. La școala ești, mie nu vine să crezi, sunt atât de încântată. Eu n-am crezut niciodată că să fiu aici. La școală? Da. Deci și cum te simți? Două luni. Foarte excited, dar foarte și nervos. Ți-e un pic frică? Uh-huh. De ce? Pentru că mi-e frică că copiii se râdă de mine, pentru că nu știu japoneză. Dar știi japoneză, înțelegi. Bine, înțeleg, dar rest nu știu. Ți-e un pic mai greu să vorbești? Da. Ei, las că o să stai drumul cu baba-cean vorbești. Dacă o să vorbești, așa, vorbești cu baba-cean, o să fie... Da, bine. O să vorbesc și ei nu știe engleză. Poate știu și engleză, că acum engleza e obligatorie la școală și în Japonia. O să vă ținem la curent și o să vă povestim mai multe. Dacă aveți întrebări pe partea asta, nu ezitați să le lăsați aici în comentarii și o să vă răspundem la toate. Momentan nici noi nu știm foarte multe, pentru că acum începe Mira școala. Da. Păi o să mergem la somn în curând, pentru că e deja destul de târziu. Vrei să mai stai puțin așa? Trebuie să-ți fac poză, să trimit la toată lumea. Da. Și acum rămâne de văzut ce penar o să-și ia Mira la ea, pentru că are două opțiuni. Odată îl are pe cel așa, cu domnișoara cu romii, sau îl are pe acesta, mai mare, tot cu domnișoara cu romii. Acesta este un penar clasic japonez, cu butoane, nu știu exact cum funcționează, în principiu e mai mult pentru creioane, că de aceea în România n-a putut să-l folosească. Stai că l-am închis eu, așa. Ăsta e spațiu, mai are un buton pentru ascuțitoare. Uite, vezi că ai ascuțitoare aici. Da, știu. Ascuțitoare e pe partea cealaltă? Uite, aici. Și aici pui creioanele. Da, uite, cred că au loc sunt toate creioanele. Da, pentru că ai 5 creioane obligatorii, cum au cerut ei, cu B și 2B, și un creion cu roșu și albastru. Doar unul. Doar unul îți trebuie, până ai nevoie de foarte multe. Fix. E fix pe fix, și asta da. Pentru ce? Nu știu, ca să ajungi mai repede la ele. Chiar nu știu. Aici poți să strești tu orele și ce mai ai. Și în partea asta nu prea ai loc de prea multe. Nu știu ce poți să pui aici, sincer.
că e un compartiment foarte micuț. Notițe? Nu știu, că aici ar veni guma de șters, deci e un penar pentru creioane grafice. Da, și creioanele colorate stau în... Da, a, și ia dă-mi puțin eticheta de la tăviță, că eu am rămas la tăviță. Uitați, așa se prezintă. Așa o să fie la școală, asta e banca și tragi de tăviță, bum, îți organizezi toate lucrurile necesare pentru școală, caiete. Încă nu știm sigur dacă o să primească toate caietele necesare de la școală sau dacă o să primim o listă și o să trebuiască să mergem noi să-i cumpărăm și caiete. Nu știm, nu ni s-a zis nimic. Acum când am fost, ni s-a dat așa o listă de bază și rămâne de văzut ce o să mai fie de cumpărat. Și cam asta e. Miruța e pregătită de școală. Și eu pe lângă ea sunt așa cu sufletul la gură, să vedem cum o să fie. O să fie o adevărată experiență, asta clar, și o să ai multe de învățat. Uh-huh. Și de acum ține minte, când mai venim în Japonia și stăm așa mai mult, o să mergi la școală aici. Și dacă o să-ți faci și prieteni, o să fie super cool. Da. O să te vezi cu ei în fiecare an. Și mai ales că e o școală din zonă, poți să cunoască copii din zonă. Deci, cred că a fost cea mai bună decizie. Gata, Mira e foarte entuziasmată, vrea să le iau un pic la mână și o mai las un pic, iar apoi ne punem la somn pentru că s-a făcut târziu și noi ne vedem data viitoare cu un nou vlog din Japonia. V-am pupat! Pa!